Coaliția de guvernare a dat undă verde pentru modificarea ordonanței de urgență a guvernului pentru plafonarea facturilor la energie. Astfel, pentru cei care au acasă echipamente medicale pentru tratamente, dar și pentru familiile care au 3 copii înscriși într-o formă de învățământ, plafonul este de 68 de bani pe kilowatt, indiferent de consum, potrivit unui amendament al UDMR adoptat ieri în comisiile de specialitate din Senat. Furnizorii protestează și spun că le va fi greu să identifice familiile cu 3 copii pentru că nu au acces la aceste date. Totodată au fost introduse și instituții noi în această completare adusă ordonanței pe energie. Este vorba de parcurile industriale, lăcașurile de cult, producătorii de medicamente și farmaciile, companiile de apă, transport public, complexurile sportive care au bazine.